Schimbarea de mentalitate s-a făcut și este important să nu ratăm în această perioadă și profit de moment, este să nu ne limităm la, și aici este rolul ADR-ului în special, trebuie să recunosc, să nu rămânem la ideea de e-guvernare. Într-un proces de transformare digitală a unei guvernări, e-guvernarea este doar prima etapă, a doua este o guvernare open, a treia este data-centric, o guvernare în jurul datelor și ea este cea care face declicul. Trebuie să încercăm să uităm în tot procesul de documente. Știu că totul se bazează pe documente, pe semnătură, e puternic impregnat în modul nostru de a lucra, e puternic înfipt această idee de documente, dar totul trebuie să migreze rapid în jurul datelor. Toate platformele construite de acum trebuie să se centreze pe date, pe colectare de date, pe interoperabilitate și sigur am să fie întrebări legate de interoperabilitate. Sunt 5 întrebări despre interoperabilitate. Deci e bine că avem și câteva răspunsuri, sper că am măcar 5 răspunsuri pentru cele 5 întrebări. Deci shift-ul către proiectele pe care le facem de acum încolo trebuie să fie legat de date. Datele trebuie să circule și în interiorul instituției și în raport cu cetățenii și mult, mult mai puțin documentele. Asta trebuie să încercăm să schimbăm ca și mentalitatea astăzi. Ne-aș vrea să merg în foarte multe domenii, încerc să fac un intro despre cum vedem noi lucrurile în perioada următoare și cum credem că trebuie să fie cheltuiți, valorificați acești bani. Ce e fundamental important, și aici e corect afirmația că nu avem foarte mult timp, nu vom putea să scriem sau în general, marea majoritate a instituțiilor din România nu au astăzi în instituție capacitatea de a scrie de unii singuri astfel de proiecte. Deci trebuie să ne luăm aliați din mediul public, cei care știu să facă, repet, analize de business, să evalueze arhitecturi, să evalueze soluțiile pe care le au instituțiile publice astăzi deja implementate, să propună noi arhitecturi și noi soluții. Fără ei ca parteneri, nu vom reuși să scriem foarte repede proiecte, să propunem proiecte coerente. Mediul privat din România are multă expertiză, câștigată în relația cu clienți din afara României. Sumele sunt suficiente mari astfel încât să fie problema de capacitate de scriere. Nu sunt bani pentru absolut toate instituțiile care doresc să se transforme digital. Deci parteneriatul ăsta este fundamental. Ministerul Fondurilor Europene, prin propunerea de ordonanță făcută de 155, a creat premisele acestui tip de cheltuieli. Deci putem să ne gândim de pe acum la a pregăti deja proiecte.